Salutare! Eu sunt Marian Marcel și voi vă uitați la vlogul de călătorie Marian Adventure. Astăzi vă salut din India, din Kochi, unde în drumul nostru spre Maldive avem o scurtă escală. Am venit cu un avion plin de indieni. Ne îndreptăm spre tranzit, spre sala de tranzit. Suntem singurii din tot aeroportul care am avut tranzit aici. Toată lumea s-a dus la sosiri. Noi suntem singurii care mergem la transfer. Și ne îmbarcăm în avionul de Maldive. Într-o oră suntem în Maldive. Pe plajă direct. Hello. Și am aterizat în Maldive. Foarte obosiți. Foarte obosiți că am zburat toată noaptea, dar fericiți că suntem aici, unde ne dorim de atâta timp să ajungem. O să mergem să trecem de controale și după aia să vedem cum ajungem pe atolul unde avem noi cazarea. Trebuie să găsim un feribot public care să ne ducă până acolo la cazarea noastră. Am trecut în 2 minute de controlul pașapoartelor. Mergem să schimbăm niște bani, să luăm simuri locale și să căutăm feribotul care să ne ducă în Mafushi, cazarea noastră pentru următoarele zile. Am rezolvat problema SIM-ului. Am luat un SIM cu 17 giga de internet care a costat exact 30 de dolari și e valabil o lună de zile. Am ales rețeaua Diragu pentru că din review-uri reiese că are cel mai bun semnal pe toți atolii. Mai este încă o rețea Ore2, dar din câte am înțeles ăștia sunt mai slăbuți la semnal. Prețurile sunt la fel la amândouă. Acum o să mergem să căutăm feribotul care să ne ducă în Male City. De acolo va trebui să mergem un pic pe jos până la altă stație de ferii care o să ne ducă în Mafushi. Astea sunt informațiile care le avem deocamdată. Acum o să vedem la fața locului ce și cum. Deocamdată luăm feribotul spre Male City. Acesta este feribotul care ne va duce în Male City. Biletul costă mai nimic, 10 rufia din astea maldiveze, sau cum se le zic. Paritatea încă nu știu 100%, dar o să vă spun mai târziu, oricum costă foarte puțin. Feriboturile astea văd că vin foarte repede. Am stat 2 minute după ce am ratat la mustață pe unul și în 2 minute a venit altul, deci nu-i problemă. De unde ne-a lăsat feribotul care l-am luat din aeroport, am mai mers pe jos vreo 2 km până în stația Vingli sau Vigli, ceva de genul. Informația o am avut-o de pe net și văd că e verificată, e în regulă. Aici am cumpărat bilete de ferii local care costă 53 de
Maldivian Rufia, prescurtarea e MRF, dar eu o să le zic Marafeți de acum încolo, așa că să știți. 53 de marafeți din ăștia costă, convertiți în lei românești, costă 14 lei. Deci o nimica toată, costă feribotul să ajungem la noi la cazare. Avem de stat o oră jumate, cred că mergem să mâncăm ceva, după aia la ora 10 avem feri, în 2 ore suntem în Mafuși. Ne vine feribotul, ne-am băgat la un restaurant local, unde micul dejun e bufet suedez, care arată foarte bine și prețul e 20 de lei de persoană, adică 75 de marafeți. De 75 de marafeți o să ne umflăm cu tot ce găsim pe aici, adică 20 de lei. Eu zic că e un preț foarte bun. La prima vedere, Male City nu mi-a spus nimic. Un orășel foarte aglomerat, cu piață de fructe, cu viață locală intensă, mii și milioane de scutere. Sunt curios cum arată atolul pe care stăm noi. Probabil tot ceva de genul va fi, că tot atol de localnice. Nu e turistic. Dar vedem imediat. Acum așteptăm feriu să ajungem acolo. Ne îmbarcăm pe feribotul de Mafuși, care arată cam așa. Și suntem în drum spre Mafuși cu feribotul local. Și tocmai a trecut pe lângă noi o barcă rapidă. Deci dacă mergeam cu o barcă de genul ăla, ajungeam în 20 de minute și costa 25 de dolari. Așa, cu feribotul ăsta lent, care l-am luat noi, ne costă 2 dolari și ajungem în 2 ore. Dar noi nu ne grăbim niciunde. Am ajuns la cazare pe atolul Mafuși, dar am fost atâta de rupți încât nici nu am apucat să, nici n-am putut să filmez nimic. Suntem la cazare. Aici este cazarea noastră. Avem un întreg etaj din vila asta, luat tot prin Airbnb, pentru care am plătit aproximativ 90-100 de lei de persoană pentru 3 nopți. Da, mai multe detalii o să vă dau în momentul în care o să vă prezint cazarea. Acum am făcut un duș, ne-am revenit un pic din oboseala extremă în care s-a acumulat și am ieșit să explorăm atolul, care are 1 kilometru lungime și câteva sute de metri lățime. Nu mai putem de curioși, mergem să vedem, să luăm niște fructe, după aia mergem să inspectăm plajele atolului. Deci suntem mega entuziasmați de locație. Nu mă așteptam. Văzând nebunia din Male City, am zis că e același lucru și aici, dar nu. Aici e total altceva. Oameni super relaxați, atmosferă de vacanță. Pe insulița asta sunt doar câteva scutere, nu sunt mașini, nu sunt străzi pavate, doar nisip, palmieri. Bună ziua!
Aici e plaja, nu încolo. Aici. Plaja e încolo. Acolo, acolo. Păi da, uite plaja, nu vedeți marea. Îți dai seama că peste tot e plaja aici. Uite ce frangipani. Mergem să vedem plajele. Acum o să mergem să inspectăm prima plajă din Mafushi. Mafushi este o insulă locuită care ține de atolul Kafu din Maldive. Este una dintre cele mai ieftine locuri unde se poate veni în Maldive, ca și cazare. Iar aceasta este prima plajă care am descoperit-o acum, care arată absolut impresionant. Într-adevăr, culorile sunt mai mult decât mă așteptam. O să facem un mic tur al insulei, care este foarte mică, probabil în jumătate de oră deja am văzut, o să vedem toată insula. Deocamdată suntem mega încântați. Normal că nu ne așteptam să găsim luxul din pozele care apar din Maldive, dar deocamdată este peste așteptări. Pe insulița Mafushi nu se poate face plajă și baie în costum de baie peste tot. Maldivele, nici nu știu cum să zic, Maldivele sunt o țară. Insulele Maldive sunt o țară musulmană. Așa că, din nou, trebuie să respectăm localnicii și să ne adaptăm condițiilor impuse de ei. Până la urmă suntem la ei acasă. Dar sunt destule locuri unde se poate face plajă și baie oricum. Ceea ce o să fac și eu acum. Ramona deja n-a mai rezistat și s-a aruncat în apă, care e ca de ciorbă, e foarte, foarte caldă. O să mă arunc și eu în apă și astăzi o să ne petrecem ziua pe aici, pe la această plajă, soare, ne adaptăm cu temperaturile extreme de aici. Acum o să facem prima baie corectă pe anul 2020. Ce am stat câteva ore la plajă și baie de ne venea să nu mai ieșim din apa aia caldă, ne-am băgat la un restaurant local să mâncăm ceva, că ne-a luat foamea. Acum așteptăm să ne aducă mâncarea, să vedem cum arată și mâncarea locală de aici. Prețurile la restaurantul ăsta local, care l-am nimerit primul, deci nu am stat să căutăm, ni s-au părut foarte ok. Eu mi-am luat ceva, mi-am comandat ceva caracatiță și a fost 70 de marafeți. Cam cât timp? 70 de marafeți? 20 și ceva de lei. 20 și ceva de lei, deci nu e foarte mult. Ba nu, e sub 20 de lei. 7,21 de lei. Așa, pe acolo, sub 20 de lei a fost o porție de caracatiță. Acum sunt curios și cum arată și cât de mult e. Și Ramona,
Ea și-a luat pui, pentru că ea nu e cu fructe de mare, cu pește, cu din astea. Și m-am mirat că există opțiunea asta aici, să poți să-ți comanzi pui dacă nu vrei pește. Și puiul ei a costat tot pe acolo, undeva la 10 lei. 70. A, 38. Da, da, da. 7, tot pe acolo a ieșit, că și-a comandat și orez și mai ceva salată. Deci o masă de două persoane iese undeva la 40 de lei. Acum să vedem și cum arată și cât de mari sunt porțiile. A început să vină mâncarea. În prima fază a venit puiul Ramonei, care acum gustă din el. A, uite că vine și mie octopusul. O, da, arată într-un mare fel. Ia să vedem. Ia zi, cum e puiul din Maldive? Iute. Iute, normal că e iute, dar e bun la gust. Da. Așa, și să vedem cum arată octopusul meu. Foarte bun. Care e gătit. Deci e demențial. Da, e bun. E dulce. Nu prea sunt eu cu mâncarea dulce, dar ăsta e extraordinar de bun. Cu ce e? Cu ceva ardei? Eu sunt mare fan octopus. Când văd octopus în meniu, direct mă arunc la octopus. E mai bun ca meu. Deci e mai bun ca puiul tău, da? Da. Senzațional. Și ceapa aia caramelizată e demențială. Deci pe masa asta o să plătim undeva la 40 de lei. Acum, așa cum v-am promis, vreau să vă prezint și cazarea de aici, din Mafushi. Avem un etaj întreg de vilă. Aici, în partea asta, e o terasă unde dimineață o să luăm micul dejun, așa avem și micul dejun inclus. Și acum o să vă duc în cameră să vă arăt cum arată camera. Mă rog, una dintre ele, că noi avem două camere. Trebuie să ne descălțăm, că aici e foarte curat. Să nu mergem cu nisipul după noi. Deci, cum vă spuneam, aici avem un living, o bucătărie unde avem inclus cafea și ceai la discreție, un frigider. Aici este camera, una dintre camere, dar acum e închisă, dar identică cu a noastră, deci e același lucru. Bine, e haos la noi în cameră. Normal că e haos. Noi n-avem cum să ținem curățenie când mergem undeva. Chiloți aruncați, tricouri, de toate. Deci asta e camera. Un pat foarte confortabil. Un dulap. Baia e foarte curată. Avem apă caldă, presiune la duș, foarte decent. Și de pe gemulețul ăsta se vede marea. Un colțișor acolo, dar se vede. Deci pe cazarea asta am dat, vă spuneam mai devreme, 90 sau 100 de lei. M-am uitat mai bine, e 100 de lei de persoană pe noapte, nu pe toate cele 3 nopți. Deci 100 de lei de persoană pe noapte, cazarea asta de 5 persoane într-o vilă, în Mafushi, Maldive. We'll be right back.
Așa se încheie prima noastră zi aici în Maldive, cu acest apus de soare. Tot aici o să închei și eu acest vlog. Eu sunt Marian Marcel, voi vă uitați la vlogul de călătorie Marian Adventure. Urez bun venit pe canalul meu celor noi, îi salut pe cei mai vechi. Nu uitați să vă abonați dacă doriți să vedeți și următoarele mele aventuri din această călătorie. Până mâine, vă spun la revedere!